În municipiul Giurgiu sunt doar 3 medici care au încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, dar potrivit legii, urgențele nu sunt reglementate separat prin aceste contracte. Ele prevăd serviciile de medicină dentară care fac parte din pachetul de bază. Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu are încheiat la nivelul județului 29 de contracte cu medici de medicină dentară și pot să vă spun că în municipiul Giurgiu funcționează doar 3 din aceste 29. Asistența stomatologică de urgență nu este separată sau decontată separat în acest contract. În suma stabilită ca și decontare pentru contractele încheiate cu medicii stomatologi este inclusă și asistența de urgență și celelalte proceduri conform pachetului de bază în stomatologie. Singurul cabinet de medicină dentară care se ocupă doar de urgențe este cel de la Spitalul Județean. Aici sunt asigurate servicii timp de 10 ore pe zi în zilele lucrătoare de către 2 medici dentiști. Cabinetul face parte din unitatea de primiri urgențe a spitalului și potrivit legii nu este finanțat de Casa de Asigurări de Sănătate, ci prin Ministerul Sănătății.